Sportivii din Ungheni s-au întors învingători de la turneul Republican al Luptei Libere, care a avut loc acum câteva zile la Telenești și care s-a desfășurat în memoria celor doi pompieri căzuți la datorie la sfârșitul lunii trecute. La turneu au participat luptători din 5 localități ale țării cu vârstele cuprinse între 9 și 17 ani. Iar în clasamentul general pe echipe, sportivii din Ungheni au obținut locul întâi, cucerind în total 12 medalii. Turneul la Lupte Libere consacrat în memoria sergenților Șova Gheorghe și Popa Nicolae, care au căzut la datorie. A avut loc în orașul Telenești, au participat 5 echipe. Au luat primul loc pe echipe, avem 12 medalii, de locul 1-3, de locul 2-6 și 3 de locul 3. Ne-am pregătit, adică de alte competiții, dar asta a fost așa, a apărut repede, nu eram pregătit și am arătat rezultatele destul de bine. Tinerii luptători din Ungheni spun că au reușit să învingă datorită antrenamentelor eficiente unde însușesc anumite procedee. Am făcut procedee, secerarea. Câți adversari ai avut? Doi. De ce crezi că tu ai fost mai bun? M-am antrenat. Cât te-ai luptat tu, băieți, acolo? Doi. Prima dată am folosit toate procedeele. A doua oară, peste umăr, de mai multe ori. Am avut foarte multe emoții când m-am luptat. Și a fost foarte bine când m-am luptat atunci. Și am luat locul 2 la campionatul la luptă liberă. Următorul turneu cu participarea sportivilor din Ungheni va fi campionatul Republicii Moldova la lupta combat sambo.